grav accident de circulație produs pe DN6 la ieșirea din Mehedinți, chiar la granița cu județul Dolj. Un tânăr doljan se află în stare critică după ce a pierdut controlul volanului. Un tânăr de 27 de ani a pierdut controlul volanului, iar autoturismul său s-a izbit de parapetul instalat pe marginea drumului, după care a ricoșat la câțiva zeci de metri pe contrasens, unde s-a oprit în celălalt parapet. La fața locului au intervenit echipaje ale ambulanței din Mehedinți și Dolj și pompierii din Strehaia. Starea șoferului este critică, fiind transferat la spitalul Filiaș. Martorii povestesc că autoturismul rula cu viteză. Din ce spune soțul meu, are gâtul rupt, nu știu. Șofer, șoferiță? Șofer. Cu viteză venea sau cum? Cu viteză am văzut noi, dar... Și s-a oprit aici în parapet, văd. S-a oprit acolo în parapet, da. Acolo? Da. A venit de pe contrasens sau cum? Da, dacă vă uitați pe partea cealaltă, se vede că ar fi intrat în parapetul de dincolo. Apoi a ajuns aici. Nu fi venit rău? Asta credem și noi, că... Ajuns la locul evenimentului, am constatat că în accident era implicată un singur autoturism, rezultând o singură victimă, inconștientă, dar cu funcții vitale. Aceasta a fost preluată de ambulanța SAJ, fiind transportată ulterior la spital. Poliția a deschis o anchetă și s-a deplasat la fața locului pentru cercetări. Tânărul a ajuns la spitalul din Filiaș cu politraumatism, traumatism craniocerebral, toraco-abdominal. Pe la 12 a fost luat cu elicopterul și transferat la Craiova stabil în stare de conștiință. Acestuia îi se luase cu puțin timp înainte permisul în Filiaș pentru viteză.